În ajunul praznicului împărătesc al florilor, în municipiile Gala și Brăila, precum și în alte localități din cele două județe ale Arhiepiscopiei Dunării de Jos, s-a desfășurat sâmbătă 8 aprilie tradiționalul pelerinaj de florii, care amintește de momentul intrării Mântuitorului Iisus Hristos în cetatea Ierusalimului. La Galați, preoții și credincioșii din oraș și-au dat întâlnire la Biserica Vovidenia. Pelerinii s-au adunat cu mic cu mare, fiecare purtând ramuri de salce și florile recunoștinței, pentru a urma apoi în procesiune spre Catedrala Arhiepiscopală, icoana intrării Domnului în Ierusalim. Pelerinajul de florii de la Galați adună de la an la an tot mai mulți participanți, unii veniți chiar de departe pentru a fi prezenți la această sărbătoare. Așa se face că în ziua pelerinajului de florii, Cala Domnească a prins viață prin șirul nesfârșit de credincioși care s-au îndreptat spre Catedrala Arhiepiscopală, intonând troparul sărbătorii și alte cântări specifice perioade liturgice a sărbătorilor pascale. Pe spanada catedralei, pelerinii au fost întâmpinați de înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Casian, care a sfințit icoana intrării Domnului în Ierusalim și a săvârșit slujba de binecuvântare a florilor și a ramurilor înverzite, simbol al întâmpinării Domnului. În cuvântul său de învățătură, înalt preasfințitul Casian a arătat că prin cinstirea învierii lui Lazar în sâmbăta stâlpărilor, reușim să vedem în această mare minune și învierea noastră cea de obște. Ierarhul locului a mulțumit lui Dumnezeu, preoțimii și credincioșilor din cele două județe, pentru numărul mare de participanți la pelerinajul care a adus Ierusalimul Ceresc, nu numai în biserici și pe străzi, dar și în sufletele și în casele noastre. Programul liturgic a continuat cu premiera elevilor olimpici din județul Galați, binecuvântarea stâlpărilor și apoi slujba privegherii. Participarea tinerilor, a elevilor din școlile și liceele Arhiepiscopiei Dunării de Jos, alături de părinților, de cadrele didactice și de slujitorii Sfintelor Altare, reprezintă înainte de toate o dovadă că dragostea creștină are în interiorul bisericii rădăcini adânci ce rodesc an de an în tinere vlăstare. Sărbătoarea florilor este una a speranței, iar sfințirea florilor ce vor fi puse alături de icoane simbolizează că stă în puterea noastră să punem la loc de cinste în inimile și casele noastre frumusețea smereniei, credinței și a iubirii de semeni.